Elevi și profesori de la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Zalău au lăsat astăzi sala de clasă și au ieșit în stradă pentru a-și promova liceul din care studiază. Au încercat să facă acest lucru într-un mod original. I-au atras petrecătorii într-un dans pe care ei înșiși l-au regizat. Bravo, bravo! Dansul a reprezentat punctul culminant al programului de astăzi, intitulat Conectează-te cu API și care a presupus mai multe activități stradale. S-au împărțit de asemenea flyere și cartele celor care au trecut astăzi prin zona Scala. Părinți, elevi, însă chiar și simpli trecători au aflat astfel informații despre Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian. Potrivit organizatorilor, activitatea de azi face parte din proiectul O școală pentru viitorul tău, care se desfășoară la nivelul liceului pe parcursul anului școlar. De astăzi este una dintre activitățile prevăzute într-un proiect foarte serios pe care îl desfășurăm noi, proiect de promovare a instituției noastre. Și, mă rog, activitatea de astăzi este una simplă, este o activitate stradală, o activitate în care se împart flyere, mini-carduri, se povestește trecătorilor care, dacă sunt și copii, este foarte bine, despre școala noastră, despre activitatea noastră. Deci este un gen foarte simplu de popularizare a școlii. Sub sloganul Vino la API, crede în alegerea ta, acțiunea de azi a avut ca scop promovarea imaginii liceului, astfel încât elevii de clasa a 8-a să fie motivați să urmeze cursurile acestei unități de învățământ. În acest mod se dorește creșterea competitivității din școală. În primul rând, că ne facem cunoscuți în urbea noastră, demonstrăm că se poate face și ceva frumos și apoi, dacă o să știe foarte mulți copii ce se întâmplă la noi, o să vină copii din ce în ce mai buni și știți dumneavoastră, știe toată lumea, cu cât elevii sunt mai buni, cu atât rezultatele sunt și mai performante. Să desfășurăm un învățământ de calitate și astfel să devenim un colegiu tehnologic foarte performant. Este nevoie în oraș și în județ de un astfel de colegiu care să școlarizeze în specializări deosebite, specializări care nu se pot realiza decât prin liceu, pentru că necesită o pregătire teoretică aprofundată. Sigur, și o pregătire practică. Pentru cei care nu au trecut astăzi pe la standurile elevilor, mai pot să se informeze despre oferta educațională a liceului săptămâna viitoare pe parcursul celor două zile a porților deschise, ce vor avea loc marți și miercuri la sediul instituției.